100%. Ideea în care dacă ești pe poziția 3, poți să ai de două ori mai mult trafic decât dacă ești pe poziția 4, care nu va fi distribuită în toate partele, în toți partenerii de search Google. Care e bugetul? De preferat totul sau nimic. S-au văzut scăderi foarte mari de costuri în momentul în care am scos bugetul de tot. Adică, cu alte cuvinte, fi jucător serios în piață pentru mișa care te alege. Nu, în ideea în care dacă vii și joci pentru, să luăm, să iau un exemplu, nu știu exact care sunt cifrele, dar știu că undeva la 85% din AdWords înseamnă 40 și ceva de companii, sau nu știu cât era cifra exactă. Ideea în care sunt mari jucători care sunt care reprezintă o mare majoritate din venitul Google și restul, care pentru Google sunt o mare durere de cap, de fapt. În momentul în care vii și... În orice caz, numărul știu că este foarte mic. Mari jucători sunt... E normal. Milioane, vă sunt oameni care pur și simplu vin cu sute de milioane. Și aia contează. Iar pentru cei care ajung să-și ducă o campanie cu puține keyword-uri, însă cu un mod în care este jucător serios în piață, CTC-ul scade chiar cu 10-15% am avut caz. În ideea în care vreau să văd cât ar trebui să cheltui puțin, în ideea în care vreau tot traficul, pentru că eram profitabil și nu aveam niciun motiv să-mi reduc, adică de câte ori aș plăti un dolar să fac un dolar jumătate. E, cât mai multe ori. Am ajuns în situația în care am pus să văd cât ar trebui să dau într-o zi. Și când mi-am pus buget de 200, îl atingeam. Când l-am șters 200, plăteam 190 și ceva. Și am zis, ok, 220 l-am atins. L-am scos 190 și ceva înapoi. Și am observat că în zilele în care nu aveam, sau în perioada în care scoteam bugetul, în ideea în care vreau să văd cât ar trebui să plătesc, aveam costuri mult mai mici. Pare, vă rog, mi s-a părut un lucru foarte interesant. Și iarăși, cât ar plăti numărul 1? Nu știu, n-am înțeles. Am ajuns să am vrut să văd cât ar trebui să plătesc, să iau tot traficul, să fiu mare. Și atunci ai pus 3.000? Am pus, nu, era un keyword cât se poate, nu foarte căutat, nu cine știe ce. Adică un keyword, o campanie cu puține keyword-uri, nu cine știe ce căuta, în care aveam buget de 200. Pe zi. Așa, înapoi. După care l-am șters și am ajuns la 190. Nu știu, l-ai șters. Am șters bugetul, tot traficul, nu am buget pe campania aia, oricât. Există posibilitatea asta? Da. Pui 0 acolo sau acolo? Nu, nimic. Practic. Ok, bine, mi-a mai doar. Da, ok, am înțeles. Pui 10.000. Fără limită, nu am buget pentru campania. De câte ori ai încercat? Pe vreo 6. Nu am înțeles. Așa. Și? Și de fiecare dată s-a întâmplat. Nu înțeles, că acolo spune exact ce prezidezi care este buget plătit. Și asta a zis cu ce ai spus. Și ți l-a dat el. 1.000 sau cum ai spus. 2.000, 3.000. Nu habar nu mai am, în orice caz am fost o sumă aberantă. Am înțeles, ok, deci eu sunt 900, 9.000. Deci, cum e mai bine? Ideea care să fii jucătorul serios în piață, cel pe care se bazează motorul de căutare că furnizează servicii întotdeauna. Mai adică bine să pui buget mare, e mai bine mare, să creezi campanii mici cu bugete mari decât campanii multe cu bugete mici care vor rula curat. Și avantajul, avantajul e că CTC-ul scade cât se poate de mult în procente nesperate. Am avut scăderi și de 20 ceva. Dacă ești primit, că nu mai era cu familie, cu cei că sunt... Da, pentru că ea joacă propriu scute, pentru că ea au un buget care nu se uită la bani. Ei merg pe accelerat cu oricât. Asta zic, pentru că cei mici încep să... Cei mici care nu vor avea relevanță în toată, în tot ce înseamnă Google AdWords, pentru că, să fim serios, ce înseamnă Google la urma urmei? Înseamnă relevanță pentru că în asta au câștigat și au ajuns ceea ce au ajuns. Cel care va veni cu o campanie mai puțin optimă pentru ei, sunt chiar un pericol pe care nu vor altceva decât să-l scoată din piață. Mai ales să spun cum. Deci, sunt ăla care
creează o experiență foarte proastă utilizatorului dacă nu te optimizezi din criteriile pe care le poți. Și îți vor da un cost pe frit ca să te elimine pur și simplu, să te scoată din acest lucru. Da, mișto raționament. Google își protejează utilizatorul pentru că utilizatorul a făcut din Google ceea ce ei sunt astăzi. Am înțeles. Ce protejează practic pe relevanță. Deci tu dacă protejezi... Da, adică dacă eu am o campanie mică, dar este extrem de relevant și făcută... Nu este absolut nicio problemă. Nu este absolut nicio problemă dacă ai o campanie mică, dar ideea este să joci serios pe nișa care te alege. Ok, bun. Mai departe, cât a plătit numărul 1 în Google Organic? E o cifră interesantă pentru că te poți raporta la acea cifră să vezi cât ar trebui să plătești tu pentru dacă ai fi, cât se poate, din punct de vedere al relevanței și al acestui raționament, cu cât ești mai relevant și cu cât joci mai serios în acest domeniu, cine e cel mai relevant pentru un singur? Primul din Google. Și să rulezi, practic să-i dai un click din campania ta să vezi cât plătești pentru el. E interesant de aflat. Faci o campanie. Îl pun în landing page-ul meu. Deci videz ad-ul meu, adică creez un ad relevant cu pagina lui, pe un keyword pe care el este numărul 1. Plătești mai puțin, dar de fapt. Ah. E și pentru asta parte două repartii, da? Nu, nu, e nu neapărat. Să vezi cât ai plătit, dacă ai avea, dacă ai fi optimizat din punct de vedere intern, pentru că practic pe partea de SEO, pe optimizat. Deci, din punctul Google de vedere, cel mai optim rezultat este primul rezultat din organic. Și în ideea în care poți să vezi și să ai un barometru cât de bine ești optimizat intern. Am înțeles că contează și cu cât pleci în licitație. Deci, în licitație, spun și în mare, mare, facilitezi să ești prezentul în care am. Hai să mergem, că discuțiile sunt rampe, când discuta despre zonile astea... Nu, aici sunt exact detaliile care au contat și pur și simplu s-a simțit în grafic, în acel grafic, pentru că costul a scăzut și, repet, campania a plecat de la 10 din 10, deci nu a fost o campanie proastă. Cât plătea, pe scurtul campania asta, cât plătea primul, când ai făcut un alt plătit primul și, până, cât ai plătit după urmă, după ce ai implementat în tine? Apropiat de costurile. Sunt câte? O lumă de unășit. Ai făcut modificări la pagina pe lângă să-ți fie... Ai făcut și la lângă din ideea care a creat... Mă gândesc la drăcirea asta. Adică tu m-ai vizat, ai văzut primul care CNN cu com și ai dat să emite o trafic la CNN cu com să văd cât a făcut CNN cu com și văd că se zice ce. Da. Și cum ai trimis traficul la cine care crește emite. Pentru că, practic, bidul și costul nu sunt tot un argument și același lucru. Suntem și ce fac cu modificări la emisiune, cum astfel încât să te menții CNN ca să plătești cam... Să mă apropii de ce elemente au ei sau să-și dau un barometru în ideea în care, ok, bani, landing page-ul meu se apropie de optimizarea pe care eu o vor. Landing page-ul, keyword-ul tip. Întotdeauna am avut o problemă cu lucrul ăsta. Unde am avut keyword în titlu versus unde n-am avut keyword în titlu și am primit trafic. În altul ăsta am avut o problemă de cost. Măricit. Keyword-ul principal. Da, keyword-ul principal, de fapt. Întotdeauna pagini dedicate pentru search și content, pentru că cei pe cont, mă rog, am alt scop pentru cei pe content. Întotdeauna vor trece la acțiuni de cumpărare și categorii. A trebuit să-i mut printr-un oarecare proces. Template standard versus conținut. Ce vreau să zic aici? S-a creat acum un an un mare bază vis-a-vis de ideea în care ar trebui să-ți reglezi foarte bine partea de imagini și CSS și denumirea acelor imagini într-o formă cât mai abstractă, încât să fie bine ignorat. Adică, dacă dau un exemplu, dacă ai o săgeată în CSS, nu spune săgeată cu un jtex, ci 1 cu un jtex, 2 cu un jtex sau strâns în nâns cu un jtex. Pentru că vei fi
vine acum în partea a doua, în momentul în care vii cu o imagine și o botezi chiar cum și fec, toată acea zonă va fi mult mai bine scoasă în evident. Și poate să ascult. Partea de sus, știi? Atunci indexată ca să identitate. Și la imaginea aia îi dai o denumire abstractă. Crească densitatea cu cuvintele relevante și scadă densitatea, scadă volumul. Orice ține de zona de abstractizare și a dat rezultate chiar foarte bune atât pe cei cât și pe SEO. Indiferent de plus, acea imagine, chiar campanii cu o imagine într-un landing page destul de mare și cu denumirea keyword-ului .jpg a contat enorm. Deci chiar e un boz aici, să spun, pentru că chiar a avut un impact foarte mare. A făcut oarește diferență. Textbox-urile și keywords. În momentul în care mă duc pe Google Keywords-ul, am două tipuri de rezultate. Keywords-uri și related. Iau grupul de related și creez o frază. Dar cu cât iau mai multe keywords-uri din acel related și creez acea frază într-un mod cât mai relevant, practic sunt niște cori sensibile. Link-uri externe. Aici am făcut o practică, asta am descoperit-o din greșeală. Care? Asta cu link-urile externe. Am vrut să iau o imagine și nu găteam de unde și am luat de pe Wikipedia. Și am precizat sursa. Am scăzut costurile cu 9%. Ai dat link? Am dat link către Wikipedia. Da, așa e. Și cu cât gătești, a mers chiar link către GoDaddy, a mers link către server rack, nu contează practic care e link-ul. Da, dar trebuie să găsești pe cineva puternic, serios și să-i dai un link din pagina aia. E related with your concept. Pagina cu care? Pagina, landing page pe care generezi video. Una cu și una fără, diferența a fost undeva de 8-9%. Păstrează un singur scop în pagina. Cei de la Google spun că verifică fiecare pagină parte odată la vreo 3 luni. O persoană care vine și practic se uită pe acea pagină. Cel puțin pe partea de .com s-au dat scoruri absolut dezastruoase pentru site, pentru landing page-urile care urmăreau fie cumpărare, fie lead, dacă nu cumpără încearcă asta, practic acolo se urmărește un singur scop și atât. Ce nu se face pe România și este trecut în altor termeni și condiții este contact page și private page. Mare diferență. Foarte mulți din România nu au acest lucru pe pagină. Este cerută expres și este un criteriu... La urmă, nu. Practic, cel puțin în zona de achiziții sau în zona în care se iau date de client, acest lucru trebuie spus absolut posibil. Aproape obligatoriu. Și concluzia ar fi că, până la urmă, optimizarea unui landing page pentru PPC este on page SEO. Bun. Și după un an de muncă, ăsta este doar un exemplu, nu este chiar keyword-ul de bază, vine un astfel de jucător pe nișă. Cea care ce campanie optimizată pe nume domenii ar putea procura pentru așa ceva? Răspuns niciunul. Dar se întâmplă să vină astfel de jucători pe orice tip de piață. Cei care bidează de par fără logică la urma urmei. Și concluzia ar fi una singură. Cel mai bun lucru care poți să-l optimizezi ar fi să faci un proces de vânzare în care să duci mai departe. Cei care vând domenii vor fi de mai departe hosting, servicii web și alți bani
pornind de la un produs foarte cu un preț de achiziție foarte mic. E bine, același lucru se poate întâmpla cam spre orice business și la urma urmei cel mai bun lucru ar fi să like, asta ai acest lucru să-ți creează timp. Asta sunt cam prima concluzie la care am ajuns eu după un an și ceva. Că te bați și vine la un moment dat cineva cu care pur și simplu pare fără logică toată optimizarea lui e procesul de vânzare și modul în care își recâștigă clienții și diversifică ofertele încât să-și maximizeze profitul din varianța de ofertă. Orice fel de bid și practic atunci nici cea mai ultimă campanie nu vei mai putea face față. Pentru cine a pățit-o poate să dea sfatul ăsta, pentru ceilalți ar putea să-și creeze acest lucru din timp. Cam câte lucruri sunt campaniile pe care le faci tu, că asta se vede că sunt niște campanii focalizate? Foarte mari și sunt focalizate. Ok. Și cam cât e bugetul? Deci, în domnul ăsta de timp cam cât? Clientul să se simtă bine că are trafic. Nu, e vorbesc de campania care să aducă maxim de bani. Atenție, nu fac așa. Ce fel face? Nu, la urma urmei îi oferi clientului ceea ce îți cere. Deci cerere și ofertă. Dacă omul vrea trafic, o să-i dai trafic. O să muncești foarte mult și am întâlnit și eu cazuri în care te duci și spui nu are rost să te aduc 10.000 de oameni, mai bine te aduc 5.000 din care să profiți atât. Traficul e o chestie pe care o conturizează. Iar conversiile se conturizează mai greu. Din păcate. Chiar și unii mai, adică chiar cei care știu și organizează. Trebuie să ai grijă la cum faci trafficul la conversiile. Nu o să conturizează. Că dacă e pe telefon, trebuie să modifici în site. Nu, chiar la agenții de modificare.
se poate face cam orice conversie poate fi motorizat. Numai că spui mai bine la la mai sunt 500 de euro ca să știi exact, pentru că trebuie să-ți facă aia, trebuie să-ți facă aia, trebuie să-ți facă aia. Când era unde modific site, am probleme cu clienți care n-au site, au rezidență, creiurea între pagini, au, care e o problemă, care e probleme mari, adică m-am bucurat că mi-am aprobat anul. Ce zice rola să modifice site?